când ne-am cuplat noi, în acel moment, eu aveam 25 de ani și jumătate. Făcusem un pilot la Antena 1, că la Antena 1 se întâmplase. Eram un copil, că eram un copil până la urmă, mă refer din punct de vedere profesional, da. Eram un copil. Pe care, pe vremea aceea, Antena luase așa și mă trimiteau la toate castingurile și aveau, și aveau pregăteau. Mari, mă pregăteau. Da. Aveau mari planuri cu mine și chiar făcusem un pilot. Faptul că eu m-am cuplat cu Mădălin mi-a distrus absolut tot, ca lumea să înțeleagă lucrul ăsta. Și nu, eu nu spun cu o chestie ca și cum vai regret, deloc nu regret. Dar voi doi ați plecat de la Antena din cauza asta? Da, Mădălin, da, pe mine m-au dat afară. Dar n-am înțeles de ce, că nu mi s-a spus, în condițiile în care ți-am zis că eram așa, și la scurt timp și pe Mădălin. Nu vreau să intru în detalii aici, pentru că erau, știi, oricum ține de domeniul trecutului. Da, ce, ceva... Dar știi ce se întâmplă? Că, da. Lucrurile astea se întâmplă și astăzi. Și poate că lumea ar trebui să înțeleagă. Dar că știi sunt că au mai divorțat foarte multe personaje și s-au despărțit și tot în cadrul acelui astrus și nu s-a întâmplat nimic. Da, dar din păcate există acest lucru care se întâmplă, știi, cumva niciodată nu ți se oferă, nu scuza, știi, motivația adevărată pentru care ați fost, s-a renunțat la ei, știi? Păi nu, și vreau să spun un lucru, din punct de vedere profesional, Mădălin era lider de audiență, adică nu stătea în picioare acest... acest argument, plus de asta avea și un contract încă 2 ani și nici nu a dat în judecat. Dar voi ați vrut să vă eliberați. Voi doi ați crezut în dragostea voastră. Da. Și ați zis că... Deci toți făceau așa pe la coță. O să dureze o lună, două, trei, nu știu ce. Și nu. Aha. Dar nici n-am făcut chestia asta ca să demonstrez cuiva ceva. Eu am trăit pur și simplu. Asta este o prostie. Adică sau să te ambiționezi să stai cu cineva doar ca să le demonstrezi celorlalți că s-au înșelat. Deci...